Să nu cădem în înșelări și în autolimitări. Că dacă eu am niște trăiri, dacă eu sunt mai pietist, mai sentimentalist, mai așa, mai pe inimă, cum s-ar zice, mai manelist, iertați-mă expresia, atunci pur și simplu o să-mi pun mie însumi o ștampilă perfectă de om duhovnicesc. Pentru că plâng din orice și mamă, ce trăire am, ce stări am și la liturghie și când mă întâlnesc cu oamenii și când văd creația, ce trăire am. Ori foarte important să putem ajunge să facem, nu să le anulăm, că dacă asta e structura ta, tu nu poți schimba structura. Un om rațional, prin exercițiu se poate îndrepta către ceva. Să zicem un bărbat mai emotiv, am zice, bă, e contrar firii lui. Tu ești bărbat, trebuie să fii rațional, trebuie să fii principial. Și atunci trebuie să lupți cu firea ta asta emotivă, dacă o ai. Dar oricât ai lupta, nu o să fii niciodată la nivelul unui bărbat care e cerebral din structura lui. N-ai cum să le egalezi. Pe când cel care e cerebral din structura lui, acela are un alt handicap. Faptul că la nivelul acesta sentimental, el stă mai prost și la un moment dat e cam, cum am zice, o brută rațională. Și asta e periculos. El însă are un avantaj. Deci există avantaje și neavantaje în fiecare ipostază. Cerebralul care e tributar părții sentimentale, el tocmai pentru că nu o are, el are șansa că nu o să o dobândească, nu o să devii tu sentimental să plângi la un serial indian, pur și simplu așa, n-ai cum să faci lucrul acesta. Și atunci tu n-ai decât o singură șansă să te trezești la nivel de duh de suflet și să ai direct trăirea duhovnicească. Pentru că pe aia sentimentală nu ai. Deci ăsta e avantajul cerebralului. Dezavantajul lui este că cel care este sentimental, aici e taina lui Dumnezeu, că cel care este sentimental, el, dacă totuși e atent și face distinția între trăirile acestea emotive, între sentimentalismul acesta, și le identifică, îl definesc, el știe că așa este, dar nu se îmbată cu apă rece, nu se amăgește crezând că sunt trăiri duhovnicești și știe, Doamne, sunt că la început de drum, adevărata trăire, nu știu ce e, dar nu e asta, dar acea emotivitate a lui înnăscută îl ajută într-un fel, e ca un fel de rampă de lansare spre o trăire duhovnicească. Adică Dumnezeu îl ia de acolo mai ușor decât îl ia pe cerebral.